Ai de tocniță și oferim serviciul flori pentru tine. Aceste flori sunt pentru dumneavoastră. Să știți că sunt din căldura inimii, de la cele mai scumpe și dragi ființe. Rețineți, vă rog. Și mai aveți și o surpriză dulce. La masa de sărbătoare. Este pentru dumneavoastră. Intuiți din partea cu bine surpriza. Deci, vă ajut că sunt persoanele cărora dumneavoastră ați dat viață. Sunt din partea copiilor. Ascultați ce vă transmit. Astăzi se împlinesc 60 de ani, de când pământul e mai bogat, căci te-ai născut tu, scumpul nostru tată. Îți mulțumim din toată inima pentru grija pe care ne-o oferi permanent, pentru sprijinul continuu și necondiționat. Ești cel mai scump, cel mai iubit și ne rugăm Domnului să primești înapoi măcar o parte din cele frumoase pe care le-ai oferit celor din jur în acești 60 de ani și să mai trăiești încă cel puțin pe atât. Îți dorim ca viața să te țină la fel de ocrotit și iubit, precum ești în inima noastră. Scumpul nostru tată, chiar dacă până acum nu ți-am spus, să știi că pentru noi ești un părinte mai de preț ca aurul. Ne închinăm în fața ta și îți mulțumim pentru viață. Îi mulțumim lui Dumnezeu și mamei că anume ești tu, tatăl nostru. Te iubim și te cuprindem cu toată dragostea noastră. Cu drag semnează fiicele Tatiana și Natalia, ginerii Cătălin și Mihail, dulci nepoței Gabriela, Sorin și Maxim. Multă sănătate și la mulți ani vă urează și soția Maria. La mulți ani vă spunem din parte. S-a mai dus tată un an și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. S-a mai dus tată un an și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. Tată, azi de ziua ta ți-am adus în dar și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate ce l-aș fi vrut.